Activitatea companiei de transport public Iași a constituit din nou unul dintre subiectele discutate la ultima ședință a consilierilor locali. O parte dintre ei sunt nemulțumiți de modul cum a fost organizat transportul public după ninsoarea de la începutul lunii. Însă au fost lansate în spațiul public și alte reproșuri legate de afișarea noilor tarife la transportul public. Tarifele, deși au fost majorate, în mijloacele de transport în comun, prețurile nu sunt afișate. Adică cei care se urcă pentru prima dată într-un mijloc de transport în comun o să regăsească prețurile vechi. Un alt reproș vizează faptul că în mijloacele de transport nu există informații adresate turiștilor străini. Dacă avem cetățeni care ne vizitează din alte state și se urcă în autobuzul 50, o să observe că o să observăm cu toții că nu vor ști să-și achiziționeze un bilet. Nu vor ști să-și achiziționeze un bilet. De ce? Pentru că nicăieri nu găsesc indicații în limba engleză. Pe aeroportul din Bergamo, pe lângă biroul turistic de unde turiștii își pot procura un bilet, în stația de autobuz, dacă din vari motive turiștii nu văd biroul respectiv, în stația de autobuz este mereu, chiar în fața aeroportului, este mereu un angajat al companiei de transport public care ajută turiștii să-și procure un bilet, învață cum să composteze. Primarul Mihai Chirica a acceptat că sunt destule lucruri de pus la punct la compania de transport public Iași și a lăsat un ultimatum către șefii acesteia. Vă rog să notați aceste observații și să-i prezentați și domnului Crucianu special și Consiliul Local un plan de acțiuni pe 7, 10, 15 zile privind modalitatea de îmbunătățire a panotajului din interior și exterior mijloci de transport în comun. Da, mulțumesc. Șefii companiei de transport public Iași au transmis că toate propunerile vehiculate în cadrul Consiliului Local Iași vor fi puse în aplicare.